Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la ZF deschiderea de astăzi. Îl am alături de mine pe Bogdan Mugescu, managing partner și fondator al Ateneum Advisors, o companie românească de consultanță pentru companii, care a obținut recent și statutul de consultant autorizat pentru piața Aero a Bursei de Valori București. Bogdan, bună dimineața, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu alături de voi. Ateneum Advisors, Bogdan, este o companie înființată de tine în 2021 și odată cu această efervescență a listărilor, dacă o pot numi așa, iată că se naște un nou consultant pentru piața aero. Pentru a clarifica celor care ne ascultă și pentru a seta discuția, o primă întrebare ar fi: care este rolul unui consultant autorizat? Ce face mai exact? Munca noastră are două părți. Cea mai importantă este partea de asistență a companiilor atunci când ele devin listate, pentru că odată cu listarea, companiile trebuie să-și îndeplinească un anumit statut și au nevoie de transparență, de raportare, de o comunicare eficientă cu piața și cu investitorii, dar și de strategii de promovare specifice companiilor listate, dar și înainte de a ajunge la cota bursei, pentru că orice antreprenor care se gândește să acceseze piața de capital, fie că vrea să emită acțiuni, fie că vrea să emită obligațiuni, are nevoie de perioada de pregătire până să vină pe bursă. Această pregătire presupune un audit financiar, presupune partea de comunicare și strategie, presupune asistență financiară și juridică, iar împreună cu colegii din echipă, dar și cu parteneri externi, suntem un one-stop shop pentru antreprenorii care se pot gândi să vină pe bursă. Practic, dacă vrei, consultantul autorizat este așa un extra ochi suplimentar care, dacă își face treaba bine împreună cu antreprenorul și împreună cu managerul companiei, investitorii ar trebui să stea liniștiți că lucrurile acolo se întâmplă bine și investiția pe care i-au făcut-o în acea companie este una în siguranță. Ce a stat la baza deciziei de a înființa această firmă și a face consultanță? A fost, știu eu, poate experiența ta, pentru că știu că ai lucrat în ultimii 8 ani ca Specialist Business Development la Bursa de Valori București, iar în trecut ai fost și ai lucrat și în cadrul Good People, deținătorul mărcii Frufru sau Impetum Group. Ideea este așa, că mulți antreprenori care au venit pe bursă, din punctul meu de vedere și mai ales din statutul meu de investitor, că eu sunt și un investitor activ la Bursa de Valori București, au venit parțial bine pregătiți, să spunem că aveau nevoie de o pregătire mai bună. Și atunci m-am gândit împreună cu echipa mea să lucrăm pe de-o parte cu emitenți deja listați, iar pe de altă parte să atragem noi emitenți la Bursa de Valori București. Mi-aduc aminte că atunci când am făcut parte din echipa BVB și am lansat piața Aero în 2015, a fost o premieră și atunci practic trebuiau convinși antreprenorii să vină la bursă. Ei, acum parcă situația nu mai este așa. Ei își doresc să vină, sunt curioși să afle ce le aduce bursa, sunt curioși și vine să se financeze prin piața de capital, dar au nevoie de această pregătire specifică pe care nu ți-o dă niciun coleg din companie, niciun director financiar și nici o firmă de PR. Au nevoie de niște pregătiri specifice pe care să le faci și ăsta este unul din motivele pentru care am hotărât să fac acest pas. Prin prisma parcursului meu de până acum ca profesionist, am învățat toate aceste activități și acum împreună cu echipa mea pot să le ofer antreprenorilor acest sprijin. Spuneai că vă propuneți să oferiți mai multe servicii, cum ar fi comunicare, relație cu investitorii, PR, dar și partea de audit financiar și juridic împreună cu partenerii. Care ar fi partenerii voștri? Cu cine lucrați? În acest moment lucrăm cu o companie de audit care are și experiență în a lucra cu mai multe companii listate și cu un mic, să spunem, butic de legal, o casă micuță de avocatură și ei sunt tot așa la început de drum ca și noi. Urmează foarte curând să anunțăm un parteneriat cu ei. Iar momentan din echipa mea fac parte eu și mai sunt încă un coleg care este pe partea financiară și încă o colegă pe partea de marketing și relația cu investitori. Tu ești singurul acționar al companiei?
Da, în acest moment brandul Ateneum Advisors aparține companiei mele care se numește Bogdan Mungescu Consultancy. De altfel, pe această companie se poate vedea pe site-ul Bursei de Valori București. Pe această companie a fost obținută autorizarea, dar funcționăm sub brandul Ateneum Advisors pentru că pe lângă piața de capital mai facem și M&A. Ne propunem într-un viitor nu foarte îndepărtat să lansăm și un vehicul de investiții pentru companiile de pe Aero și de pe PVP. Și avem așa pe termen mediu și lung mai multe proiecte pe care să le desfășurăm în această lume financiară, să o numim generic, și toate vor fi cumva reunite sub brandul Ateneu. Ce credeți că vă recomandă? Care ar fi diferențiatorul? Mai ales că nu avem neapărat o nișă prea dezvoltată pe partea aceasta de consultanță pentru și după listare. Competiția noastră din piață este una foarte bună, ei fac o treabă foarte bună, lucrează foarte bine și ei cu multe companii listate și cu siguranță depun și eforturi pentru a aduce companii noi la cota bursei. Noi ne-am propus să facem, să oferim un set de servicii complet antreprenorilor, practic acesta ar fi diferențiatorul major, pentru că din expertiza pe care o avem atât noi cât și partenerii noștri, putem să reunim într-un singur contract toate nevoile pe care le are un antreprenor atunci când se pregătește să își listeze compania la bursă sau atunci când este listat la bursă. Și nu vrem doar să fim o agenție care trimite comunicate de presă, vrem să fim mult mai în amănunt într-o companie, să-i ajutăm și pe partea financiară, să-i ajutăm și pe partea juridică, poate chiar și pe partea operațională, de ce nu. Practic, vrem să fim nu doar cele 12 luni pe care un antreprenor este obligat prin codul BVP să aibă alături un consultant autorizat, ci vrem să stabilim o relație de durată și să fim pe termen mediu și lung alături de un antreprenor. Pentru că odată este important, așa cum spuneam, îndeplinirea statutului de companie listată, dar deja vedem că sunt companii antreprenoriale care se extind prin achiziții, de exemplu, în care își cumpără competitori din piață sau companii care au servicii și produse complementare și atunci aici putem să funcționăm mandat prin care căutăm diverse ținte în piață pe care antreprenorii cu care noi lucrăm să le cumpere. Pentru a-și face un exit total sau poate parțial către un alt investitor, un investitor strategic. Aici vorbim și de mandate pe care le putem prelua din postura de advisor într-o tranzacție de tip private equity. Pentru okay. că noi atunci când stăm de vorbă cu antreprenorii români, nu toți vor neapărat să vină către bursă, alții vor să atragă un investitor sau alții vor să facă un exit dacă au ajuns la o vârstă respectabilă. Și atunci, având aceste două paliere de expertiză, pe de o parte îi putem îndrepta către Bursa de Valori București pe unii dintre antreprenori, iar pe alții vom asista în atragerea unui investitor sau într-un exit. Aveți pe radar sau lucrați deja cu unele companii? În acest moment avem un mandat semnat pentru M&A, o companie care face exit, dar din păcate nu vă pot da mai multe informații și avem și un mandat semnat cu o companie care se dorește a veni pe Aero pe parcursul acestui an. Am început să lucrăm deja la partea de audit. Sunt acolo câteva vulnerabilități pe care le-am identificat și pe măsură ce le vor fi rezolvate, vom putea veni și cu informații publice despre acea companie, din ce domeniu este și când dorește a se lista, când vrea antreprenorul să facă acest pas. Deocamdată este o companie în plină dezvoltare, e dorința lui de a veni către piața de capital pentru a se promova și pentru a ridica finanțare. Care sunt planurile de creștere a business-ului pentru anii următori? Mă refer la investiții, strategia voastră și ce cifre țintiți pentru anul 2022, pentru finalul anului? Noi ne-am dorit ca în acest an să putem prelua aproximativ 3-4 mandate de aducere de companii pe Aero. Practic, scopul nostru este să depunem eforturi și să avem rezultate în a aduce companii proaspete pe Aero. De asemenea, ne punem mari eforturi și pe partea investițională, în sensul că purtăm discuții cu mulți potențiali investitori care să vină și să participe la plasamentele private pe care aceste companii le vor derula.
Și de asemenea ne propunem să avem două, trei mandate de M&A semnate în anul 2022. Pentru anii viitori, așa ne propunem să avem cel puțin 10-20 de companii cu care să lucrăm constant, în mod obișnuit de cele care sunt listate pe bursă și în măsura resurselor de timp și pe măsură ce echipa se mărește, să dezvoltăm și proiectele de M&A. Totodată, așa cum spuneam mai devreme puțin, ne gândim la un vehicul de tranzacționare pe Aero și pe BB, pe care să-l lansăm cândva pe parcursul anului 2022. Ce crezi că lipsește sau poate fi îmbunătățit în piața de capital locală? Uite, poate și pentru că ai zis că vreți să lansați un vehicul de investiții. Ce ar lipsi, de exemplu? S-au făcut pași importanți din 2015, de când s-a lansat piața Aero până în prezent și se vede o implicare tot mai mare atât a brokerilor, cât și a Bursei de Valori București, cât și a consultanților autorizați existenți. Cred că pe partea investițională este nevoie de mai mult efort. Efort pe de o parte în a atrage investitori, dar pe de altă parte și în a educa. Pentru că eu personal simt așa o migrare către piața de capital a celor care au experimentat niște caruseluri impresionante în piața cripto și nefiind tocmai pregătiți în ale tranzacționării, cumva ei își doresc să au același comportament și în, când intră pe piața Aero, de exemplu. Și atunci aici este un element în plus care ar trebui îmbunătățit și anume educarea plus atragerea de investitori noi către piața de capital. Și apoi, evident, pe măsură ce numărul lor va crește, să se îmbunătățească lichiditatea pieței. BVB crește ușor-ușor, dar încă este departe de potențialul în ceea ce înseamnă lichiditatea zilnică și aici mă refer la piața principală. Iar Aero are în acest moment două puncte vulnerabile care se traduc simplu lichiditate destul de scăzută și volatilitate foarte mare. Am văzut în ultimele 10 zile, 2 săptămâni, cum s-au transmis șocurile externe și cât de mare au fost oscilațiile pe, chiar pe, să spunem în ghilimele, blue chip-urile de pe Aero, respectiv companiile care sunt și incluse în indicele pe care BVB tocmai l-a lansat. Atunci, dacă ar exista și investitori mai sofisticați, cu sume mai mari de bani în piață, am avea o altă profunzime a pieței și n-ar mai fi aceste unde de șoc atât de puternice. Ai menționat lichiditatea și volatilitatea, dar evaluările la nivel global au ajuns la nivelul record în 2021, iar dacă ne uităm la bursa locală, mă refer la cel puțin la companiile de creștere sau creștere accelerată. Cum ți se pare că s-a dezvoltat piața Aero în ultimii 2-3 ani? Cum vezi valorile de pe piața Aero? Am avut o bună bucată de vreme o situație de tip chicken and egg. Pe de altă parte, investitorii își doreau companii cu potențial de creștere mai mare, nu doar acel 7-8% randament al dividendului. Și pe de altă parte, antreprenori care spuneau că ar fi subevaluați dacă vin la PVB sau pe Aero. Ulterior au început să vină companii la evaluări din ce în ce mai mari și care unele dintre ele au și confirmat că acele evaluări erau cât de cât realiste. Evident, există și excepții, dar nu văd neapărat un hype așa și o supraevaluare a companiilor care vin la Bursa de Valori București. Probabil când o să avem 400 de companii listate și nu 20-30, atunci ne-am putea pune problema că am avea o masă critică de companii care să fie mult umflate din perspectiva cotaților sau din perspectiva prețului cu care deschid în prima zi de tranzacționare. Dar sunt optimist din perspectiva asta și, cum spuneam, până nu avem niște sute de companii proaspete listate pe Aero, e greu să tragem judecăți și mai ales după 2-3 ani de zile. E bine că antreprenorii vin, e bine că primesc un preț bun pentru companiile lor, însă este foarte important și după ce vin, cum se comportă, cum livrează ceea ce au promis atunci când au prezentat un business plan, cum își conduc afacerea în continuare, cât de transparent sunt, cum stau de bine cu guvernanța corporativă și așa mai departe. Urmărind plasamentele private de acțiuni, de obligațiuni care au avut loc în ultimii ani, ce crezi că este defectuos sau ar putea fi schimbat? Cele mai multe dintre ele s-au desfășurat în parametrii optimi,
Ca investitor pot spune că de multe ori gradul de suprasubscriere a fost unul nefiresc de mare. Am avut oferte care s-au suprasubscris de 7 ori, de 8 ori, de 10 ori. Adică neavând un leverage foarte mare pe care poți să-l faci, practic subscrii și ții banii blocați acolo o bună perioadă de timp. De altfel s-au și văzut în piață la diversele momente ale plasamentelor private, când acționarii și-au lichidat unele poziții ca să facă rost de bani pentru a participa la plasamente. La plasamente au obținut 15 sau 10% din cât ce au propus să cumpere, și ulterior au trebuit să se întoarcă în piață. Asta creează și o frustrare pentru investitori și un cost și așa mai departe. Și apoi mai este o problemă pe care iarăși mulți investitori o resimt și o resimt și eu, atunci când se derulează majoritatea de capital social. Este un proces mult prea îndelungat de la momentul deciziei AGA până la momentul când se termină majorarea și acțiunile intră în contul investitorilor. Este o perioadă mult prea lungă și pentru companie, pentru că, în general, oportunitățile de piață pentru care se ridică bani apar foarte repede și companiile trebuie să fie foarte agile, iar această durată foarte ridicată mai diminuează din agilitatea companiilor, dar și pentru investitori, pentru că stau o bună bucată de vreme pur și simplu cu banii blocați în proceduri. Da. Ne apropiem de final, o ultimă întrebare. Cum am putea crește în continuare numărul investitorilor la bursa locală? Avem companii noi, avem o lichiditate mai mare. Cum facem să aducem în continuare investitori noi? Cred că noi toți stakeholderii care suntem implicați în piața de capital le derulăm și facem acțiunile potrivite. Din punctul meu de vedere, nu avem nevoie decât de timp. Pentru că informația există, e la îndemână acum mai mult decât oricând și voi, mass media, promovați și puneți umărul la această evangelizare a tot ce înseamnă investiții și piața de capital. Cred că nu e ceva ce lipsește în acest moment, pur și simplu avem nevoie de timp ca acești pași pe care îi facem să aibă rezultate. Pentru că suntem pe un drum în care cu toții facem pași în direcția potrivită. Bine, Bogdan, îți mulțumesc pentru discuție, să auzim vești bune și să vedem noi companii listate la bursă. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și pe măsură ce o să avem noutăți, o să vi le transmitem și vouă. Mulțumim. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Bogdan Mugescu, Managing Partner și fondator al Ateneum Advisors. Vă mulțumim pentru atenție, o zi profitabilă tuturor! Știu ce spun. Rusia bate la ușa unei Europe divizate. Iohannis a strălucit prin absență. Românilor! Trebuie să fim rezistenți, că tot am vorbit de Putin. Suntem gata. Știu ce te interesează. Copiii noștri merită să mănânce și ei ca parlamentarii. Oricât de multe petiții am face, este inutil. Stă în pixul politicului. Știu cum să te fac curios. S-a întors la setările din fabrică. Un actual bărbat vrea să revină la sexul inițial pentru că nu se mai înțelege cu femeia din el. Astea sunt efectele unei minți tulburate. Știu cum să te emoționezi. Cu pătură peste pătură se încălzește spitalul din Timișoara. Instalația electrică este învechită, este în anii 50. De wow, ce lux! Știu să conving. Vreau victorie astăzi. Trist, dar și frumos. Știu să câștig. Ai reușit 61 de puncte, Hofi rușinică. Rușii? Rușicică. Wow! Știu, deci știi.